În 17 martie, creștinii aduc recunoștință Sfântului Alexie, un exemplu de dragoste și jertfă pentru Dumnezeu. În tradiția populară, Alexie este considerat patron al viețuitoarelor care iernează în scorburi, sub pământ, pietre sau ape, care în această zi se trezesc la viață împreună cu toată natura. Tot el, la 14 septembrie, de ziua crucii, încuie pământul și pune la adăpost animalele. Aceste două sărbători populare corespund unor fenomene astrologice, echinocțiul de primăvară și cel de toamnă. Numit omul lui Dumnezeu, Sfântul Alexie nu impresionează prin scrierile sale, prin minuni, ori tămăduiri miraculoase sau prin martiriu. El a trăit în veacul al V-lea și se distinge prin viața sa de jertfă iubitoare oferită în dar lui Dumnezeu. Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe 17 martie, iar cea romano-catolică pe 17 iulie. În tradiția populară, această zi mai este numită și ziua peștilor sau ziua șarpelui. Alexie s-a născut la Roma, fiind singurul copil al unei familii bogate de credincioși. Tânărul a dorit să se călugărească, dar părinții au hotărât să-l căsătorească și el a trebuit să se supună, însă numai pentru o perioadă. 18 ani a trăit în preajma bisericii închinate Fecioarei Maria din Edesa, cetatea Mesopotamiei, îmbrăcat cu haine sărace și zdrențuite și hrănindu-se din mila și îndurarea celor ce veneau să se roage. Rușinat de recunoștința oamenilor, Alexie a plecat din Edesa către Tars, în Sicilia, orașul nașterii Sfântului Apostol Pavel, dar corabia cu care călătorea a fost împinsă de vânt și îndrumat în altă parte. Alexie a ajuns astfel la Roma și a venit la casa părinților săi, unde nu l-a recunoscut nimeni și a fost luat în derâdere. A continuat să trăiască din mila oamenilor și să împartă cu cei săraci. Iar când a simțit că îi se apropie sfârșitul, Alexie a cerut o bucată de hârtie pe care și-a scris numele și povestea vieții. Împăratul Onoria a fost cel care, după ce Alexie a trecut în neființă, i-a citit scrisoarea și a dat poruncă ca sfântul să fie îngropat cu cinste în biserica Sfântului Apostol Petru. Se spune că moaștele au răspândit miruri vindecătoare tuturor celor ce se apropiau de ele. În tradiția populară, sărbătoarea face parte din ciclul ritualic de înnoire a timpului, iar Alexie este considerat aducătorul primăverii. Astăzi nu se muncește, iar femeile nu au voie să toarcă, să depene, să folosească foarfece, ace sau cuțite. În această zi, atmosfera satelor și spațiul din jurul gospodăriilor erau purificate prin fum și zgomote de intimidare. În unele locuri, alexiile erau cunoscute și sub denumirea de ziua șarpelui, deoarece se consideră că în această zi șerpii ies din pământ după ce au hibernat timp de 6 luni, de la 14 septembrie până la 17 martie. În această zi este interzis să se aducă lut și surcele în casă, dar dacă a fost adus din vreme, este permis să se astupe cu el micile crăpături din case. Se spune că așa i se astupă și ochii șarpelui să nu se poată apropia de casă și să nu muște omul. Omul lui Dumnezeu, Alexie, este și sfântul făcător de minuni pe ape și este și ziua peștelui când începe noul an piscicol. Se obișnuia ca de 17 martie pescarii și familiile lor să mănânce pește crud pentru a fi feriți de rele. Se mergea la biserică, se sfințea mâncarea făcută din pește și se împărțea, apoi se sfințeau sculele și bărcile, iar la final avea loc o masă tradițională la starostele pescarilor.